Bun, salutare tuturor, numele meu este Diez și astăzi ne găsim la un experiment foarte fain pe acest canal în care vom aduce într-o echipă cei mai buni jucători care activează la Dinamo București, Rapid București și FCSB și o vom pune să înfrunte împotriva celorlalte echipe din Liga 1 din România, altfel spus, mai pe înțelesul tuturor, București versus restul țării. Pare o idee destul de ok. Și fiind un experiment de 1 versus 1 în FIFA 22, am zis că să fie totul mult, mult mai interesant, să folosim și două echipe care de-abia au apărut în joc. Prima echipă a celor de la București va fi reprezentată de Rapid București, iar a doua va fi de Farul Constanța. Mi se pare genial cum totul este atât de echilibrat, adică în stânga avem 3 stele, în dreapta 3 stele, după care în atac 70-70-69 în apărare, iar la Farul Constanța, adică echipa care conține jucători de la Universitatea Craiova, de la Ucraiova, de la CFR Cluj, de la Botoșani și de la Farul Constanța, dacă nu greșesc, are 69 atac cu 70 mijloc și cu 70 în apărare. Foarte, foarte interesant. Vom înainta, vom alege două kituri care să fie diferite și când ne vom uita la echipă ca să o analizăm, vedem că cea mai bună formație pentru ambele, dar pentru ambele echipe, este un 4-2-4. În atac avem Coman, Cheșeru, Tănase și Popescu, un atac doar a celor de la FCSB, cu Budescu și Olaru în mijloc doar a FCSB-ului, iar în apărare este Junior Moraes, un fost jucător de la FCSB, Paolo Vinicius, Cristea și Dean Sorescu în poartă fiind Vlad. Cel mai bun portar din București să fie doar unul de 67 slăbuți, iar rezervele aici vor fi Torje, Gheorghe, Cordea, Popescu, Săpunaru, Crețu și Iliev, iar pe Grigor l-am pus aici pentru că trebuia să fie neapărat 17 jucători și nu puteam să-l scot ca să-l las totul perfect, dar oricum nu va intra, n-are nicio treabă. Iar în echipa jucătorilor din restul țării îl avem pe Ongenda de la Botoșani, cu Colici, cu Alibec și cu Deac. Pe mijloc Nistor și Ciobanu, apărarea cu Camora, Burcă, Bălașa, Bancu, iar în poartă Pigliaceli, iar rezervele fiind Omrani, Kipciu, Păun, Asamoah, sper că se pronunță, Constantin, Manea, Lazar și Boboc, aceeași poveste, eram obligat să las și un jucător acolo de rezervă, altfel n-am putut. Și tot ce mai avem de făcut este să lăsăm un meci de 1 versus 1, oricum echipele sunt mega, mega echilibrate, îi dăm play. Totuși jucăm pe un stadion foarte frumos, însorit, tot ce trebuie, jucăm la Rapid, mamă, uite stadionul, incredibil, foarte frumos, îi dăm cu skip că nu ne interesează și îi dăm o pauză, păcat că n-am văzut mingea acolo, da, un mic buculeț, nu este nimic, ne punem pe mijloc și cu tastatura și cu joystick-ul și vom lăsa ca FIFA-ul să decidă care echipă este mai bună, cea din București sau cea din restul țării. Până acum, băieți, posesia este de 100% și pentru prima oară Octavian Popescu, te-au vedea Molaru, acolo încearcă și băieții să atingă mingea. Un șut, un finesse a jucătorului de la Botoșani, o primă ocazie importantă. Alibec, mai departe Alibec, l-aștepta cumva pe Ciprian Deac, nici să nu-i dea lui Colici, tot cu echiperul lui de la CFR Cluj, tot pe el îl căuta. Contra-atac, Olaru îi trimite lui Tănase, deci gata, vorbim doar de jucători de la FCSB. Tănase înaintează, îi trimite lui Florinel Coman, Coman la Tănase și mă gândesc că acesta va încerca un fines. Nu, îi trimite lui Cheșer, dar pierde balonul. Ce să vedeți, jucătorul lui Botoșane, la Nistor, Nistor cu o pasă interesantă, tot jucătorului, tot cu echiperului de la Craiova, foarte frumos. Alibec, Alibec la Ciobanu, Ciobanu la Deac. Și o mică greșeală acolo, haideți băieți, vreau să văd ce faceți în acest moment, o pasă pentru Deac, o pasă mai departe și Denis Alibec marchează primul gol din acest experiment. Nebunie pe stadion, mi-a plăcut, a jucat foarte, foarte bine aici, pase Deac, i-a lăsat-o excelent cu Denis Alibec, 1-0 pentru echipa care n-are legătură cu Bucureștiul, surprinzător. Camora, o pasă pentru Colici, una la Alibec, atacanții, vedem că se descurcă totuși foarte bine, dar o posesie, mă, ce liberă era acolo, cred că, nu știu, Ciobanu, Deac, cred că este acolo foarte, foarte liber. Colici, mai departe la Ciobanu, Ciobanu, liber, ce-au făcut apărătorii, avem apărarea lui FCSB cu Cristea și Paolo Vinicius. Vedem că Denis Alibec reușește din nou să marcheze împotriva lor, același jucător. Dean Sorescu, n-am mai departe lui Tănase, la Octavian Popescu. Tavi, în acest moment, o centrare pentru Tănase, în spate la Dean Sorescu. Sorescu la Olaru, una pentru Cheșeru, Olaru, Cheșeru. Și foarte aproape acolo Florinel Coman să marcheze
primul gol pentru cei din București. Hai că ușor, ușor se echilibrează situația. Dar după cum am zis, posesie de 74% pentru Faro. Mamă! Sorescu în acest moment, Sorescu, o mică greșeală acolo, Colici îi trimite jucătorului de la Botoșani, Colici liber și un finez 3-0. Auci, 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 se pare că CFR Clujul cu Craiova împreună, parcă sunt mult mai bune decât echipa celor de la FCSB. 3-0 și nici măcar nu s-a terminat prima repriză. Octavian Popescu totuși pe final încearcă cumva un dribbling, dar mai mult se împiedică de minge și se încheie prima repriză un scor de neprezentare. Foarte bine și vedem în acest moment ocaziile nu s-au pus ca șut, faza lui Florinel Coman. Dominație clară, nu știu, ați văzut când ne-am uitat la statistici, când la OVR-uri. Wow, și deja prima schimbare între Omrani în locul lui Alibek. Și ce voiam să spun este că în momentul în care am dat la statistici doar la OVR-uri, vedeam că ambele echipe au 3 stele, 69-70-70. Dar vedem că statusul jucătorilor chiar contează. O nouă ocazie, Dean Sorescu cu concentrarea acolo. Gol! Până acum s-au marcat 4 goluri și toate în parte. Îl vedem aici pe Dean Sorescu cum reușește să trimite o pasă excelentă pentru Olaru. Greșeală acolo a portarului italian. Da, interesant. 3-1. Nistor la balon. Nistor îi trimite la Omrani la Colici. Ciobanu. Eu aș fi încercat o finesse de acolo. O pasă mai în față, dar greșește atacantul celor de la Craiova. Bun, o nouă ocazie interesantă. Și două schimbări. Este Olaru și este jucătorul numărul 14 și vedem că intră 2, trebuie să le văd numele că nu știu cine. Intră Popescu în locul lui Olaru, v-a dat seama, și Păun în locul lui Ciobanu. Burcă îi trimite lui Camora. Camora îi trimite pe care mai departe jucătorului de la Botoșani. Pasă printre excelent. Ajunge minge la Colici. Formează un atac, dar ajunge minge la Omrani. Pasă în spate la Deac în acest moment. Haideți băieți. O pasă la Omrani din nou, poate vedem un 4-1, ar fi ceva spectaculos, dar nu cred că vrea ei. O centrare și Vlad se uită la minge, 4-1, spectacol total, momentul în care i-au marcat cei de la Rapid golul de 3-1, mă gândeam că o să fie o întoarcere ca la Liverpool AC Milan din 2005, dar nu se întâmplă așa ceva. Oricum, să știți că nu este primul gol din greșeală lui Vlad. Putea ta Vlad ata să facă și o scotea. Nu a ieșit din timp. Greșeala portarului și vedem că marchează jucătorul lui Botoșani, care poate juca că am, dar și LW, de aia l-a pus pe partea aceea. Cum din același motiv l-am pus pe Deac. El este că am, dar poate juca și RW. Omrani înaintează, da, așa foarte, nici nu se grăbește, pac, o schemă frumos, una la Nistor, Nistor una mai departe la jucătorul de la Botoșan, dar nu o prinde, câtă viteză să mai bișe acesta și mă gândesc că să fac acum câteva schimbări și iese Nistor și intră un jucător de la Craiova, foarte interesant. Vedem pe Cheșeru. Cheșeru o pasă mai în față pentru Tănase. Tănase, un șut din prima, dacă mai avea puțină răbdare, avea cu cine să o joace și apar acolo Piglea Celi. O nouă ocazie, nu știu, Ovidiu Popescu, așa, îi confund Popescu, totuși a avut o ocazie mare. Asamoa mai departe trimite o ultimă pasă mai în față, îl căuta pe Deac, dar din păcate pot băieții să aibă ultimul lor atac. Omrani dacă reușește să se întoarcă, dar șutează în blocaj și se termine băieți acest experiment, acest superb match din echipa în general vorbind a FCSB-ului împotriva celor de la, în general vorbind, Universitatea Craiova și CFR Cluj. Totuși văzând echipele atât de echilibrate, nu mă gândeam că o să fie o diferență chiar atât de mare. Și ca o ultimă probă, ca să fie totul mai interesant și ca să vedem dacă este un mic echilibru, vom alege să simulăm un sezon în Liga 1, știind că oricum FCSB-ul e distrus că nu mai are cei mai buni jucători, dar de fapt vrem să vedem cine termină pe locul 1 în clasament, ori echipa din București, ori echipa din restul țării. Vom alege Academica Clinceni, așa, pentru că nu au avut mai nicio modificare. Am terminat de simulat și primul sezon, primul și singurul sezon. Iar noi vedem în acest moment că suntem, ce se vedeți, pe ultimul loc cu această echipă, dar
foarte important, în play-off, pe locul întâi sunt, mai întâi, CFR Cluj, Farul și Rapid. Am înțeles, CFR Clujul la un punct față de echipa din restul țării. Oricum, experimentul ăsta a arătat că cea mai bună echipă din Liga 1 din România, excluzând jucătorii celor de la București, sunt mai buni decât toți jucătorii din București. Asta este 2-0. Iar în cupă, vedem cupa, na, finală sunt aceste două echipe, iar Botoșaniu a eliminat la penalturi echipa la înțeles o idee, Farul Constanța. Deci, practic, 3-0. Oricum, băieți, sper că v-a plăcut acest experiment. Ideea a fost simplă, am primit și răspunsul categoric de fiecare dată. București, se pare că jucătorii din București nu sunt chiar atât de buni. Oricum, nu uitați numele managerului, like și subscribe și neapărat clopoțelul activat ca să fiți notificare de fiecare dată când voi posta clipurile mele cu FIFA de două ori pe zi. Încerc să o fac cu continuare, chit că mi-este greu. Pe băieți, numele meu este Diez, vă urez la toți să aveți o zi extraordinară. Vă salut!